Formații artiștii din Orchestra Teatrului Colón din Buenos Aires au protestat într-o manieră inedită, printr-un concert în aer liber oferit gratis trecătorilor. Instrumentiștii au ales această formă de manifestare deoarece contractele lor nu le permit să facă grevă. Una dintre principalele lor revendicări este tocmai dreptul la grevă, alături de creșterea salariilor. Muzicienii spun că, deși Teatrul Colón este celebru în toată lumea, ei sunt plătiți mult mai prost decât în oricare altă orchestră de același prestigiu. Teatrul a fost redeschis anul trecut după îndelungate lucrări de restaurare.